Am fost de părere că filmele în care prezintă un părinte singur și dificultatea acestei poziții sunt trase de păr. M-am gândit că sunt făcute de amorul artei și exagerate doar pentru marele ecran. Dar când am fost pus în aceeași situație, am realizat că, din contră, nu sunt deloc trase de păr și chiar e mai rău în realitate. Nu este vina copilului, bineînțeles, și nu vreau să zic că nu există și părți bune. Dar ca persoană a trebuit să renunț la tot ce înseamnă viața personală ca să am grijă de piciul meu. Să-ți vezi copilul cum crește, în sine, este un film magic, unde fiecare om are ocazia să vadă magia familiei. Mă rog, în cazul meu nu există această familie, pentru că sunt doar eu și el. În ciuda faptului că am pierdut custodia când soția mea a băgat divorț, la doar câteva luni, statul mi-a acordat o mie, că mai că s-a decis să plece o săptămână în Vegas pentru un weekend prelungind, lăsându-mi copilul nesupravegheat. Am stat așa, din fericire, doar o zi, pentru că m-a sunat să-mi spună că e singur. Mă rog, nu sunt aici să-mi spun poveste de rahat, a căsnicii mele, ci să vă spun o poveste de groasă, cu cel mai mare coșmar pe care poți să-l trăiești, ca părinte. De meserie sunt avocat, și da, dacă vei să faci o carieră mare din asta, nu mai există viață personală sau orice altceva. Dar dacă nu-ți pasă de lucrul ăsta, poți liniști să ai un stil de viață relaxat. Personal lucrez pentru mai multe firme locale, ca avocat pentru ei și, în esență, mă plătesc lunar, o sumă de bani și mă ocup de partea financiară legală. Nu sunt cine știe ce bani, dar când ai 5 sau 6 clienți, se adună. Partea bună la acest gen de muncă e că aveam destul timp să mă ocup și de fiul meu, și când zic asta mă refer că pot să o duc la școală și să-l iau. Pe lângă asta, când are vreun proiect sau ceva de făcut, pot să mă implic 100%, fără să fac un compromis. După divorț, m-am mutat într-o casă destul de modestă, dar călduroasă, într-o suburbie liniștită, fără criminalitate crescută. Fiul meu e în clasa a doua, și școala unde învață e cam la 300 de distanță de casa noastră. Asta înseamnă că pot să merg pe jos să-l duc și să-l iau, dacă nu sunt un oraș cu treabă și trebuie să folosesc mașina. A fost un pic dificil să se integreze la școală, pentru că am luat la mijlocul anului, de la școala unde am învățat cât a stat cu maică sa și a trebuit să-l înscriu la școala asta. Din fericire, la vârsta lor, e un pic mai ușor să se adapteze și să-și facă prieteni. Dacă e un singur lucru care mă enervează la fiul meu, este prietenul lui imaginar, pe nume Robi. Eu nu mi-aduc aminte să fi avut un prieten imaginar și de fiecare dată când îmi zice de el, parcă lovește un nerv în mine. Cei drept, eu nu am crescut cu iPad-uri, smartphone-uri și internet, așa că nu știu, poate noi am fost o generație mai diferită. Robi aparent s-a mutat cu noi în casă de când a plecat de la maică sa. Lucru care personal nu mi-a convenit, pentru că nu mi se pare sănătos să se refugieze în acest prieten imaginar, în loc să-și caute în lumea reală pe cineva cu care să comunice. După ce s-a mutat cu mine, l-am menționat de câteva ori, dar nimic alarmant. Dar pe măsură ce timpul a trecut, acest Robi a devenit din ce în ce mai menționat în casa mea. Pentru început erau lucruri minore de genul lui Robi, nu-i place aia, sau Robi, joacă nu știu ce. Mereu îi zâmbeam fiului meu, deși nu prea cum venea. Dar încet, încet, din lucruri banale, acest Robi a devenit ca un personaj negativ, și aici mă refer că fiul meu nu putea să facă ceva pentru că nu-i plăcea lui Robby sau chestii de genul ăsta, lucru care mă făcea tare nervos pentru că încercam să fiu cât se poate de diplomat și delicat. Asta până într-o zi când am explodat și am început să urlu la fiul meu că Robby nu există și este doar un prieten imaginar. După cum am ghicit, nu a fost o seară prea fericită pentru fiul meu care s-a baricadat în camera lui. I-am lăsat cina la ușă și m-am gândit că e mai bine să las un pic singur să treacă peste această fază. Până la urmă, nu prea știam ce anume să fac. Deși nu-mi place să urlu, în special la fiul meu, mi s-a părut că a funcționat. După câteva zile a trecut și acest Robi nu a mai fost menționat o vreme îndelungată. Când a venit vara și a intrat în vacanță, a fost un pic mai dificil pentru că nu mai avea școala pe timp de zi ca să-l țină ocupat, iar eu tot trebuia din când în când să ajung în oraș cu munca. Dar am găsit o fată, la câteva străzi de mine, care era mai mult decât fericită să stea cu el cât eram a plecat, în schimbul a câtorva dolari. Verile sunt răcoroase în zona mea, așa că nu pot să mă plâng de căldură în exces. Dar într-o seară era anormal de cald pentru zona aia, și dat fiind că zona în sine era coroasă, nu aveam aer condiționat instalat. Îmi aduc aminte că m-am pus în pat și, deși aveam ferestrele larg deschise, atmosfera era sugrumantă. Tot adormeam și mă trezeam în propriul lac de transpirație, la fel cum e când ai febră, doar că nu eram bolnav. În mijlocul nopții, am fost trezit de urletul fiului meu, în noapte. Și eram atât de amețit, când am plecat din dormitorul meu, un armat cu un papuc în mână. Când am ajuns în camera lui, era cu ochii umflați și plânși. L-am întrebat ce s-a întâmplat, la care el mi-a zis că l-a supărat pe Robi. M-am enervat, cum am auzit numele ăsta, dar mi-am păstrat calmul. Am încercat să-i ofer confort, cum știu eu mai bine, și l-am asigurat că acest Robi nu există. Păr m-a început să debiteze tot felul de tâmpenii de genul că i-a zis că o să ne omoare pe amândoi în somn și tot felul de lucruri destul de terifiante. Nu știu de unde au auzit toate chestiile astea oribile, dar mă gândeam serios să limitez timpul pe internet și în jocuri, după incidentul ăsta. Nu am reușit să-l calmez, așa că am zis că o să-l iau cu mine în cameră, poate așa se oprește din plâns. L-am luat în brațe și atunci am observat că ușa de la șifonierul din camera lui era larg deschisă. Nu am băgat de seamă în secunda aia, dar când am intrat în camera mea, m-a făcut să îmi pun mai multe întrebări. Rost de curiozitate, nu reușeam să dorm la loc, așa că m-am ridicat din pat și m-am dus să verific ușa aia. Eram 99% sigur că nu e nimic, dar până la urmă nu strică să verifici m-am gândit că în cel mai rău caz s-a ascuns vreun om al străzii în camera lui, deși e destul de deplasată teoria. Când am intrat în camera fiului meu, am realizat ceva ciudat. După cum am zis, afară era foarte cald, dar în camera lui era această răcoare nenaturală de parcă exista un aer condiționat invizibil care își făcea treaba în liniște. m am făcut curios pentru un moment, așa că m-am apropiat de uși. Și cum am făcut asta, voce în capul meu parcă mi-a zis să mă opresc. Părmă, m-am gândit că sunt un adult în toată firea. Ce naiba? Mi-e frică de întuneric acum? Am pus mâna pe ușă când am tras de ele, am fost întâmpinat de hainele care stăteau pe umeraș, nemișcate. Am râs un pic și am închis o ușă. Părmă, când am luat să o închid pe a doua, am realizat că ușa era inițial deschisă. Și chiar atunci, o mână scheletică, lungă, cu niște gheare în loc de unghii, a ieșit și m-a apucat de celălalt braț care era încă pe mâner. Am dat să trag mâna repede, dar eram prins acolo. Nu pot să explic teroarea pe care am simțit-o atunci. Am vrut să urlu, dar m-am gândit că nu vreau să vadă fiul meu așa ceva. Așa că m-am uitat în față și am văzut două puncte roșii strălucitoare. nu că erau ochii acestei creaturi sau ceva de genul ăsta. Am tras iar de mână, dar eram blocat. Începusem să realizez că s-ar putea să nu mai pot să scap din situația asta și o grămadă de idei au trecut prin capul meu. Dar când eram gata să capitulez, instinctul meu de supraviețuire cu adrenalina mi-a inundat corpul și am început să mă trag violent. Când deodată, creatura a dat drumul la strânsoare și eu am căzut pe jos. După, am închis ușa cu piciorul și am sărit în spatele patului, pe care l-am împins în fața ușilor. După, am ieșit din cameră și am început să alerg ca unde demen prin casă. L-am luat pe fiul meu în brațe și, practic, l-am aruncat în mașină. Am plecat în pijamale din casă și ne-am oprit la un motel de pe autostradă. Cum ne-am cazat, am început să realizez cât de tare mă doare mâna. Și când m-am uitat la brațul meu, am realizat că unde m-a ținut entitatea, arăta pielea ca și cum ar fi arsă. Când mi-a văzut brațul, fiul meu mi-a zis clar ca ziua. Lui Robi nu i-a plăcut când ai zis că nu există. Nu a mai fost pe acasă de atunci și nici nu plănuie să mai pun piciorul prea curând. Cât despre acest Robi, sper ca el să fi rămas în dulapul ăla și să nu mai iasă de acolo niciodată.